Salutare și bine ați venit! Pentru cei care vă aflați pentru prima oară pe acest canal, aici facem filmulețe cu și despre detailing-ul auto, testăm produse și aflăm lucruri noi despre îngrijirea mașinii. Astăzi vom vedea cum putem să ne curățăm mașina dacă aceasta are tapiseria din piele sau așa zisă piele, deoarece știm că pielea de pe foarte multe mașini este de fapt piele ecologică. Dar înainte să începem, apăsați butonul de subscribe și clopoțelul în cazul în care considerați că aceste informații vă sunt de folos. Haideți să vedem! Pentru această operațiune vom avea nevoie de un APC, care este un detergent universal. Asta este APC-ul. După ce vom curăța pielea, o vom hidrata cu această soluție. Este Coq Chemi Leather Star. După care ne vom hidrata și noi, bineînțeles. Degresantul, care este diluat aici, pentru zonele cu murdărie mai mare. Dacă avem o soluție pentru hidratarea pielii, vom trata de asemenea și plasticul cu Hydra de la Labo Cosmetica. Lavete, bineînțeles, un burete aplicator și diferite pensule de diferite dimensiuni. Toate produsele le veți găsi în descriere. Ok, și trecând la treabă, am început ca de obicei curățarea interiorului de sus în jos. La fel, această mașină nu a avut un plafon foarte murdar, așa că nu am filmat curățarea lui. Am început cu bordul, după care am coborât spre ceasuri, consola centrală, volan, manetele și gurile de ventilație.
Pentru a evita zgârierea materialului lucios, nu a folosit o pensulă la curățarea acestuia, ci o lavetă umedă, după care o lavetă uscată. Curățarea display-ului sistemului multimedia, voi folosi doar o lavetă uscată. Trecând la aspirarea scaunelor, am folosit întâi atașamentul de tip perie, după care am trecut la atașamentul pentru spații înguste, folosind în paralel o periuță de dinți pentru a elibera murdăria din spațiile greu accesibile ale scaunelor. O precizare pe care am mai făcut-o și în alte clipuri, atenție la vârful atașamentului pentru spații înguste. Treceți cu degetul ușor peste vârful acestuia, iar dacă simțiți că agață, luați o bucată de șmilgher și șmilgheruiți până când suprafața devine fină, pentru a evita în felul acesta deteriorarea pielii. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Mochetele acestei mașini fiind foarte curate, am scăpat foarte ușor printr-o aspirare îndetaliată și o reîmprospătare. Bagajul a avut o soartă asemănătoare, murdăria fiind și aici doar la suprafață, am considerat că o simplă aspirare și pulverizarea APC-ului curată diluției de 20:1 va fi de ajuns fără să fiu nevoit să folosesc aspiratorul cu injecție extracție pentru a clăti suprafața.
Pentru a curăța portierele, am folosit o lavetă din microfibră pe care am pulverizat APC-ul, murdăria de pe acestea fiind tot superficială. După ce pielea a fost curățată foarte bine, vom folosi o soluție pentru hidratarea și protejarea acesteia. În cazul acesta este vorba despre Leather Star de la Koch Chemie. Așadar, vom aplica soluția, după care vom îndepărta rezidurile cu o lavetă curată. La fel cum am procedat și cu soluția pentru hidratarea pielii, vom aplica dressing-uri pentru plastice, după care vom șterge excesul cu o lavetă uscată și la final vom privi rezultatele. Asta a fost tot și pentru astăzi. Sper că aceste informații v-au fost de folos. Până data viitoare, ai grijă de mașina ta!